Care sunt lucrurile care vor veni? Am identificat, cercetând Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu, având un plan pentru lumea aceasta și controlând tot ceea ce rezervă viitorul, ne descoperă cel puțin șase aspecte, direcții, care trebuie să fie avute în vedere de fiecare dintre noi. Poate că, în circunstanțele în care ne găsim, aceste adevăruri își au și mai mare relevanță. Un prim lucru pe care îl găsesc în textele scripturii, în cuvintele Domnului nostru Isus, cu privire la vremea care vine, aplicând și în contextul în care ne găsim, va fi o adâncire, o adâncire a sentimentului de nesiguranță. Asta va, va veni în viitor. O adâncire a sentimentului de nesiguranță, de instabilitate, de frică la mulți oameni, frică în societate. Și aceasta în urma crizelor de natură economică, de natură militară, de natură politică, de natură ecologică, de natură sanitară, într-un cuvânt, crize. În contextul acestora, care sunt anunțate de scriptură, semne ale sfârșitului care se întâmplă și care se vor întâmpla tot mai evident în perioada următoare, efectul în viața multor oameni va fi nesiguranța, va fi panica, va fi frica, va fi incertitudinea. Este unul dintre lucrurile pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 21, versetul 25 la 26, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe pământ vor fi, se, vor, va fi strântorare printre neamuri care nu vor ști ce se facă la auzul urletului mării și al valurilor. Și aici nu este vorba de Marea Neagră sau de Oceanul Atlantic, este o metaforă care privește societatea umanească, popoarele, națiunile pământului care se mișcă, care sunt ca niște valuri ale mării, ca niște ape, tulburi. Oamenii, ne spune cuvântul, își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Asta stă să se întâmple. Putem observa, dacă este să comparăm ce s-a întâmplat în societatea omenească, numai în ultimii doi ani de zile, sentimentul de frică, de nesiguranță și de panică și de teamă cu gândul la viitor s-a amplificat foarte mult. Observăm lucruri care parcă ar determina accelerarea acestor lucruri și mai mult. Frica se așează peste multe inimi, incertitudinea și nesiguranța peste multe inimi. Scriptura anunță că aceste lucruri stau înainte. Și ca unii care știm lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne este de ajutor și ne îndeamnă să nu ne temem. Asta e prevăzut în planul lui Dumnezeu. Tulburarea asta de peste lume este prevăzută în planul lui Dumnezeu. Agitația care vine peste națiunile Pământului este prevăzută în planul lui Dumnezeu. Noi să nu ne temem. Trebuie să ne adaptăm acestor vremuri, să supraviețuim acestor vremuri cu credință în Dumnezeu, făcând ce este drept înaintea lui Dumnezeu, iar în ce privește liniștea, în ce privește pacea sufletului, izvorul ei este Dumnezeu. Cei credincioși nu se tem. Apoi, un alt lucru care se întâmplă ține de reacția care vine din partea autorităților. Creșterea Presiunii, vom asista la creșterea presiunii și a controlului guvernelor asupra cetățenilor și îngrădirea libertăților oamenilor. Tot mai mult se va întâmpla asta. Lumea, așa cum am știut-o, se schimbă. În generația noastră, în anii aceștia, am experimentat schimbări pe care alți oameni nu le-au prins zeci de ani la rând. Și nu le-am prins. În anul 2001 încoace, s-au schimbat lucruri în lume pe care cei care sunteți de vârstă cu mine, mai tineri decât mine, mai vârstă decât mine, dar nu mai tineri de 35 de ani, da? cei de la 35 de ani în sus, le-am experimentat și le-am înțeles din plin. Întâmplări petrecute în timpul vieții noastre. El e de observat un lucru simplu. Crizele care apar în lume dă ocazia guvernelor să controleze și să limiteze libertățile. A apărut criza teroristă, 2001. Cei care sunteți, pe fratele George aici, cum se călătorea cu avionul, frate George, în 2000, înainte de atentate? A fost în Statele Unite. Frate Iosif, călătorit. Și efectiv urca în avion și putea să stai de vorbă cu pilotul. Ieșea pilotul și spunea, nu vrei să vezi cum se bune avionul? Acum, după criza teroristă, să nu poți urca în avion până nu te descalți Să treci pe la scanere și și ce ai mâncat să se bată în tine. Blindat, tot închis, nesiguranță și nesiguranță și nesiguranță. Oamenii atunci au reacționat și au spus așa ceva, nu se poate. Cum adică să ne vadă la scană? Ca acum totul să fie absolut normal. Nimeni nu mai zice nimic. E absolut normal. O anormalitate uh, care a venit pe fondul nesiguranței, a fricii, a instabilității, a creat restricții. Este doar un exemplu. Crizele economice din 2008-2009 au adus alte restricții. Așa de tare ne-am obișnuit cu ele că nici nu le mai observăm. Criza emigranților în Orient, alte restricții controle pe tot locul, criza ecologică. Gata, nu mai avem voie să facem focul lemne, că să afumă nu știu cine de la Bruxelles. Și altele, și altele. Crizele acestea amplifică presiune, creează presiune asupra oamenilor. Ajungând la criza sanitară pe care o traversăm acum, și ea este un prilej de a controla libertatea oamenilor. Și de a pune presiune pe societate, pe oameni. În parte, lucrurile acestea sunt justificate și în altă parte nu sunt justificate. Să n-ai voie să intre în magazin, ca să cumperi mâncare, e una. Să n ai voie să intri în magazin, să te îndelenicezi de lucrurile casei este una. Ceea ce mi s-a părut cu totul nepotrivit, și biserica, până la urmă, trebuie să spună cuvântul aici. nu e bine ca pe altarul unor măsuri de securitate sanitară să creăm tensiune în societate și între oameni. Și să fie oamenii presați să facă lucruri pe care nu le-ar face în mod obișnuit. nu e bine. S-a vorbit de introducerea certificatului verde la biserici. Dăm lui Dumnezeu bine, slavă și binecuvântăm numele Lui pentru că a luminat cu înțelepciune pe conducătorii țării, guvernul, să înțeleagă că biserica se găsește pe lista celor așezate în categoria esențiale pentru viață. Dumnezeu să binecuvânteze pe aceia care au înțeles acest lucru. Dar uitați-vă dumneavoastră la ce se întâmplă. Dacă în urmă cu un an de zile, se vorbea despre vaccinare ca o opțiune și o soluție și 100% voluntară. Uite, țări în care se vorbește despre obligativitate. ei. Austria este un exemplu. Presiunile sunt foarte mari. Oamenii au ieșit în stradă. Ne putem aștepta ca mâine să se întâmple ceva și în structura de conducere a țării noastre și să schimbe foaia. Că pe linia asta nu știu cât te poți baza. Și atunci întreb eu, ce vom face ca biserică în momentul în care autoritățile vor spune supra control și pe accesul la intrare în casa de rugăciune? Intră numai cine are certificat verde. Ce o să facem atunci? Mesajul pe care trebuie să-l transmitem este de în alt respect și considerație față de autoritățile țării. Scriptura ne învață să ne rugăm pentru conducerea țării. În același timp însă, să nu uităm că natura bisericii presupune uh, deschidere față de oamenii defavorizați, față de oamenii bolnavi. Când în trecut au fost ciumi, boli devastatoare, bisericile s-au transformat în spitale, preoții călugării au ajutat pe oameni și mulți au murit infectați. Nu s-au închis bisericile spunând ca să nu se îmbolnăvească acolo lumea. Așa după cum la spital se poate duce oricine. Și nimeni nu îl întreabă dacă are certificat verde sau nu. Când îl ia cu ambulanța dintr-un accident, îl duce la urgență, nu îl întreabă dacă are certificat verde sau nu. La fel la biserică, să nu se întrebe asta. Biserica este un loc în care trebuie să-și aibă, să-și găsească liniște orice suflet. Să ne ferească Dumnezeu de situația în care se trebuiască să ne opunem unor asemenea restricții și să facem neascultare civilă să ne ferească Dumnezeu. Dar ne putem gândi și până acolo. Și mesajele care au fost transmise către autorități au fost foarte clare. Bisericile nu vor recunoaște o asemenea măsură de restricție. O vor ignora. Și trebuie să fim hotărâți. Trebuie să fim hotărâți. Să luptăm pentru libertățile noastre pe de o parte și pe de altă parte să o facem într-un fel decent. Avem în conducerea țării în România oameni cu frică de Dumnezeu. Oameni care înțeleg rostul lucrurilor și Dumnezeu să-i ajute și să le dăunească sănătate și putere și această deschidere uh, să fie păstrată mai departe. Uh, sigur, ce se va întâmpla și ce va fi pe viitor și cum se vor schimba lucrurile acestea, uh, o să vedem detalii când ajungem acolo. Dar ce se poate spune din, din momentul de față este că va crește presiunea. 3. Degradarea morală a societății se va adânci tot mai mult. Cuvântul Domnului ne vorbește și pe acest subiect. Apostolul Pavel ne arată că în vremea de pe urmă vor fi vremuri grele și accentul acestor vremuri grele nu, ține, nu este pus în mod deosebit în zona conflictelor de natură militară sau crizelor de natură economică, ci mai cu seamă accentul cade pe criza morală și spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremea de pe urmă oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bani, vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. După Sfânta Scriptură, în vremea care va veni, să nu ne așteptăm la vindecare morală a societății. Dacă trăim vremurile de pe urmă și le trăim, în plan general, lucrurile se vor duce tot mai rău. Păcatul va prolifera tot mai mult. Și dacă este să ne aducem aminte, văd aici oameni mai învulistămi, fratele Ranca, cum era lumea în 1980. Și cum e lumea acum, la câți ani? 40 de ani. Cum e? Lucrurile degenerează și vor degenera tot mai mult. Oare ne-am fi putut închipui că în numele înțelepciunii a libertății a unei societăți democratice mod oficial oameni care se pretind educați să spună că nu-i cu minte să te adresezi unei femei zicându-i doamnă, mai dacă că e doamnă, mă jignești. Și acum că vine sărbătorile, n-au avut altă grijă mai mare la Bruxelles decât să spună că nu mai trebuie să zicem Crăciun fericit. Că unii nu sărbătoresc Crăciunul și se simt jigniți. Această dictatură a corectitudinii politice, care culmea se dorește să respecte pe toți, și în numele dorinței de a respecta pe toți nu mi-a respectat niciunul. O uniformizare și o presiune care nu face altceva decât să sublinieze criza spirituală și criza morală în care a ajuns lumea. Se împlinesc cuvintele spuse de Apostolul Pavel. Au crezut că sunt înțelepți și au nebunit. Ce putem să spunem? Altfel, în perspectiva unor oameni care au frică de Dumnezeu și țin la niște valori de credință și de conduită și de moralitate. Apoi, în acest context, în vremea care va veni, Biserica va fi respinsă de către lume și persecutată. La aceasta, din nou, ne putem aștepta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Luca, este scris 21 versetul 16 la versetul 19, că în vremea care va veni credincioșii, oamenii cu frică de Dumnezeu, vor fi persecutați într-un mod organizat de guvernele lumii, Luca 21 de la 16. Persecutați de autorități, veți fi dați în mâinile lor până și de frații, de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vă și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Să ne uităm și la versetul 19, care ne spune, prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre. Persecuție venită din partea familiei, venită prin autorități, vă vor da în mâna soboarelor, spune cuvântul. Iar în ce privește pregătirea pentru vremea aceasta, dacă vine persecuția, Domnul nostru Isus Hristos ne-a îndemnat cum să ne pregătim în contextul persecuției care vine. Știți ce a spus că este de făcut? A zis așa, să nu faceți nimic. Da, dar vom fi trași la răspundere, se va cere să dăm socoteală, ce să facem din vreme? Domnul a spus nimic. Ce aveți de făcut, vi se va da atunci. Nu vă bateți mintea cum veți răspunde, ce veți da, cum veți da socoteală, că în clipa aceea Dumnezeu vă va da o înțelepciune, în fața căreia nimeni nu va putea sta împotrivă. Asta în contextul persecuției. Dar sigur, ca în momentul acela să poți să răspunzi ce trebuie, să ai credință și putere, se cere ca în prezent să faci ce este în voia lui Dumnezeu. De asemenea, în vremea care vine putem spune pe baza Sfintelor Scripturi că va fi amplificată în lume, în societate, lucrarea de rătăcire și de stricare a credinței, erezii dimicitoare vor influența, vor apărea, vor afecta multe biserici. Domnul Isus a spus că vor veni cristoși mincinoși, proroci mincinoși, că mesajul creștin, mesajul Scripturii va fi modificat Oamenii nu vor mai fi bucuroși să-l audă. Își vor dori să audă altfel de mesaj. Iar aceia care vor propovădui cuvântul lui Dumnezeu curat, vor fi marginalizați. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii își vor gădila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da, notați, învățători după poftele inimilor lor. Nu ne place de predicatorul acesta, nu ne place de păstorul acesta, nu ne place de evanghelistul acesta, prea le spune, nu știu cum le spune, lasă că o să ne punem noi cum ne place nouă. Și așa au ajuns oamenii să se înconjoare cu niște oratori care nu fac altceva decât să deservească o comunitate transmitindu-i un sentiment de siguranță și de liniște în timp ce cu toții se duc, vai ei, spre pierzare. Accentuarea acestui acestei stricări a credinței se va vedea în anii care vor veni, în perioada care va veni tot mai mult. Liberalismul în gândire, redefinirea binelui și a râului, modificarea adevărurilor esențiale. Și chiar dacă nu o să auzim pe oameni spunând minciuni în numele lui Dumnezeu, s-ar putea, dacă suntem foarte atenți, să observăm că învățătorii aceia și bisericile acelea sunt pierdute, nu prin declararea unor erezii, ci prin faptul că nu rostesc tot adevărul. Eretici prin omisiune, nu prin declarații. Adevăruri cum cele privitoare la judecata lui Dumnezeu, cu privire la păcat, cu privire la lume de dincolo, la iad, cu privire la disciplinarea bisericească, sunt subiecte ocolite, foarte frumos și elegant. Și toată lumea este fericită. Trebarea mea este, Dumnezeu, este fericit. Pe de o parte, unii se vor duce în extrema liber libertinismului, că te vei mira, și alții vor fugi în extrema legalismului. Ca o reacție naturală. Adevărul ne fi nici într-un capăt, nici în celălalt. Astea sunt vremurile care ne stau înainte. Sigur, toate acestea au la orizont un eveniment major, și anume revenirea Domnului nostru Isus binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru biserică este viitor, pentru biserică este speranță. Iisus Hristos a spus că va reveni. Și chiar dacă în anii care ne stau înainte, lunile, anii care ne stau înainte, Dumnezeu știe cât ține lumea și ce se va întâmpla sau cât vom trăi noi, stau aceste incertitudini, spaime și frici, evenimente și presiuni. Un lucru însă este cert, Iisus Hristos este Domn. Și Iisus Domnul se va întoarce. El va reveni binecuvântat să fie în numele lui. Despre venirea Domnului în Scriptură ni se vorbește foarte mult și foarte clar. Avem în Vechiul Testament, în Noul Testament, pomenită venirea Domnului Isus aproape pe fiecare pagină. Am notat aici, în Vechiul Testament, despre venirea Domnului ni se vorbește de 1527 de ori și în Noul Testament de 318 ori. Domnul vine. Sunt promisiunile lui și creștinii trebuie să-și aducă aminte de aceste lucruri. Într-o zi, Domnul Isus se va întoarce. Ne găsim în această dimineață la masa Domnului, la cina Domnului, ca să sărbătorim, să ne bucurăm în părtășie la masa Domnului. Și această masă are perspectiva revenirii Domnului nostru Isus. Cuvântul Domnului a spus că vom face frângerea pâinii până va veni Domnul. Este ca o repetiție pentru revenirea Domnului nostru Hristos. Și acum, Având în vedere aceste lucruri care stau în viitor, cum să ne pregătim pentru vremea aceasta și ce putem să facem în perioada aceasta? Îngăduiți-mi, vă rog, câteva răspunsuri scurt și apoi ne vom duce la rugăciune și ne vom împărtăși cu masa Domnului, cu trupul și sânge de Domnului. Întâi și întâi, frați și surori, mai mult decât poate în alte vremuri, în perioada aceasta trebuie să căutăm, să avem și să păstrăm credința Scripturii. Să o avem în noi și să o păstrăm. A avea credința Scripturii nu înseamnă să citești Biblia. Poți să citești Biblia și să n-ai tine credința Scripturii. A avea credința Scripturii nu înseamnă nici să fii de acord cu ce scrie în Scriptură. Poți să fii de acord cu ce scrie în Scriptură și tu să nu ai credința Scripturii. În esență, a avea credința Scripturii înseamnă să ai curajul să te dai pe mâna Domnului Isus Hristos. Întâi, să accepti adevărul Scripturii cu privire la toată învățătura ei și să spui da și amin și apoi să ai curajul să te predai Domnului Iisus, să spui viața mâna Domnului Iisus, să te bizui pe Domnul Iisus și să fii de acord ca El să lucreze în viața ta așa cum vrea El și să înceapă de unde vrea El să înceapă. Cine are credința Scripturii nu condiționează pe Dumnezeu. Toți avem dorurile noastre și dacă ar fi să îi spunem Domnului cu ce vrem, vrem să înceapă să lucreze în viața noastră, avem noi ceva, exact ca și din Biblie găsim femeia samaritiancă, de unde a vrut să înceapă Domnul? De la sete. Dă-mi apă să nu mai vin aici să iau apă, că e ostenitor. Altul a vrut să înceapă de la vindecare. N-am pe nimeni, a zis ologul acela, să mă arunce în apă. De aici aș vrea să încep, Doamne. Și a vrea să observați de unde a început Domnul Isus. Nu de unde a vrut omul, ci de unde a vrut el. Și el de regulă a început cu rezolvarea păcatelor din viața oamenilor cu întoarcere la Dumnezeu. Cu schimbare și convertire. Aceasta este lucrarea și voia lui Dumnezeu. Apoi, a avea credința Scripturii înseamnă să permiți lui Dumnezeu să facă în viața ta, în viața mea, în viața noastră, ceea ce dorește El să schimbe. Să corecteze lucrurile care trebuie să fie corectate. Să ne aducă în spiritul voii lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai credința Scripturii. Nu doar să fii de acord cu ce zice în Biblie, să o citești sau să porți cartea după tine, ci să accepti mesajul și să lași ca acest mesaj să schimbe viața așa după cum dorește Dumnezeu. E foarte important în pregătirea noastră pentru vremea care vine să nu ne temem de nimic din lume. Isus, Domnul, a spus să nu vă temeți. El a menționat în Ioan capitolul 14 cu versetul 1 să nu vi se tulbure inima aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Să nu vi se tulbure inima. Când veți auzi de războaie și de vești de războaie, a spus Isus, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Nu te teme, a spus Domnul Isus, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc. E important să privim lucrurile așa, să nu ne temem. Apoi, Trebuie să continuăm, frații și surori, misiunea și slujirea bisericii. Voia lui Dumnezeu, exact cum citim în acest cuvânt pe care cu care am deschis mesajul în această dimineață. Evanghelia aceasta a împărăției trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Să ajungă la orice făptură. Și apoi va veni sfârșitul. Biserica trebuie să facă asta. Noi trebuie să facem asta. Va trebui, și foarte important acest lucru, să fim lipiți de Biserica lui Dumnezeu în vremea aceasta. Să nu ne separăm, să iubim poporul lui Dumnezeu, să ținem la unitate. Grijă mare în privința aceasta pentru că, iată, apar teme care ne pot diviza, ne pot împărți. Parcă nici nu văd discuții între oameni, cu cine te întâlnești? Am fost în Statele Unite, dacă v-aș povesti, nu vreau să vă țin acum. Vă cineva, frate Nelu, te mărturisești tot ce Cred că amândouă mi s-ar potrivi acum situația asta. Unde m-am dus? În Europa în țară, o acum ieri la Baia Mare, cu cine te vezi, cu frazi de credință, ce zici de vaccin? Dacă nu te întreabă prima vorbă, în a doua precisă -i. care e părerea ta? Ce face? Și apoi discuții fără capăt și cele mai multe fără rost. Fără rost. Și ne despărțim supărați că unul nu are credință, că altul are prea multă credință, că unul e ignorant, că altul e prea deștept, că altul nu știu cine cu cine ține. Ce loc au acestea între, între copiii lui Dumnezeu? N-ar fi oare cu minte să vorbim mai mult despre Domnul? N-ar fi oare cu minte să învățăm, să ne respectăm și să ținem unitatea, să avem grijă unii de ceilalți? Dumnezeu să ne lumineze în privința aceasta. E important să privim viitorul cu speranță. Iisus Hristos, așa cum a spus, se va întoarce. Să nu ne fie frică de nimic. Iisus va reveni, slăvit să fie în numele Lui. Ca și copii ai lui Dumnezeu privim viitorul cu credință, cu încredere, pentru că Domnul nostru, care a spus că are în mână istoria, se va întoarce ca să ne ia și pe noi acolo unde este El slăvit să fie în numele Lui. Important, de asemenea, este să căutăm să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. E vremea aceasta în care să ne apropiem de Dumnezeu. Isereica este chemată la rugăciune și la post. Isus a spus, când vedem că se întâmplă lucrurile acestea, să ne ridicăm privirile în sus și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să avem putere și să rămânem în picioare după ce vom fi birui totul. Luca 21 cu versetul 36. Rugați-vă ca să aveți putere. Luca 22, versetul 46. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Toate aceste lucruri sunt perspective pe care copiii lui Dumnezeu le-au în inima lor și în mintea lor când se gândesc la ceea ce va veni. Uh, Într-un cuvânt, să căutăm în vremea aceasta, frați și surori, să avem în noi credința Scripturii, oameni care stau lângă adevăr și care trăiesc adevărul, să nu ne temem de nimic din lumea aceasta, să continuăm lucrarea, misiunea bisericii între oameni, să privim viitorul cu speranță, plin de Duhul lui Dumnezeu și întăriți prin rugăciune. Așa se uită creștinul la ziua care vine, fără teamă. Dumnezeu e acolo deja. Știm ce se va întâmpla. Cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că nu ne neapărat vin vremuri bune, însă Dumnezeu este cu noi, orice s-ar întâmpla. Și să-L slujim cu credință. Domnul să ne ajute. Iar masa pe care o serbăm astăzi, patima Domnului nostru Hristos care a murit pentru noi, Domnul nostru Isus care a înviat din morți și care ne-a promis că este cu noi în fiecare zi să fie prezent și la baza aceasta să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, să-i cerem să ne curățească, să ne sfințească, să ne îngăduie să intrăm în prezența Lui, dându-ne harul să ne împărtășim într-un chip vrednic de Domnul. Nu ne bizuim pe meritele noastre, așa ceva nu avem Ne bizuim însă pe meritele Domnului nostru Isus, care a spus că cine crede în El are viață veșnică. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.